Pensiile românilor vor crește anul viitor cu 8%, anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor. Asta înseamnă un plus la punctul de pensie de aproximativ 100 de lei. Aceasta ar fi și cea mai mare majorare dintr-un calendar gândit de guvern pe 4 ani. La finalul acestei perioade, pensiile ar urma să fie cu aproape 50% mai mari decât acum. Anul viitor va aduce cea mai mare creștere a punctului de pensie, potrivit ministrului Finanțelor. Noi mizăm pe o creștere a pensiei în următorii 4 ani, a punctului de pensie cu 46%. Anul viitor estimarea este de 8,1%. Concret, punctul de pensie ar urma să crească de la 1442 de lei, cât este acum, la 1559 de lei în 2021. Asta înseamnă un plus de 117 lei. Ministrul nu a precizat însă dacă majorarea va fi aplicată de la 1 ianuarie sau mai târziu, în condițiile în care încă se fac calcule pentru bugetul de anul viitor. Planurile făcute arată că majorările vor continua treptat până în 2024 inclusiv, când punctul de pensie ar trebui să ajungă la 1841 de lei. Așadar, în cei 4 ani, punctul de pensie ar urma să se majoreze în total cu 400 de lei față de nivelul de acum. Asta în condițiile în care pensiile din România sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană. De altfel, 20% dintre seniorii țării noastre sunt expuși riscului sărăciei, arată statistica europeană. Datele care ne fac codași în Europa arată că pensia medie în România este de 1436 de lei. Sunt însă diferențe mari între județe și regiuni ale țării. De pildă, în Botoșani, pensia medie este de aproape 1100 de lei. Asta în vreme ce în Hunedoara trece de 1800 de lei, iar în București sare de 1700. Pentru mulți români însă, pensia de la stat nu este suficientă și nici nu va fi. Deja, potrivit unui studiu realizat de o asociație a analiștilor financiari, mulți dintre românii apropiați de vârsta pensionării au datorii egale sau mai mari decât câștigă. Din calculele noastre, undeva la 30-40% din ultimul salariu va fi asigurat din pensie, fie privată, fie publică, ceea ce este extrem de puțin, conform standardelor internaționale, celor mai bune practici, undeva la 70% din ultimul salariu ar trebui asigurat printr-o pensie. În România nu se va întâmpla acest lucru. Îmbătrânirea populației și migrația pun o mare presiune pe bugetul de stat alocat pensiilor. În prezent, media la nivel național arată că sunt 9 pensionari la 10 angajați. În București, raportul este de 5 la 10 în favoarea angajaților, asta în vreme ce în Giurgiu sunt 15 pensionari la 10 salariați. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.